Acum poți comanda stickere mai ușor pe noul site stickered.com, unde poți alege din modele existente, încărca imagini ce vor fi transformate în stickere sau folosi chatul live pentru a configura împreună modelul dorit. Fiecare sticker costă 2 lei, este rezistent la apă și poate fi lipit pe aproape orice suprafață, iar dacă comanzi peste 50 de stickere, livrarea e gratuită. Ai linkul în descriere. Primele două săptămâni din momentul în care începi să vorbești cu o fată sunt cruciale, pentru că în această perioadă ea decide dacă vrea mai mult cu tine sau te vede doar ca pe un simplu prieten. Bineînțeles că tu nu vrei să ajungi în friendzone, nu ăsta e motivul pentru care ai început să vorbești cu ea, pentru că ai deja destule prietene. De asta e important să te asiguri că nu faci aceste 5 greșeli despre care vom vorbi în videoclipul de astăzi, pentru că odată ce ai ajuns în friendzone, e greu să mai ieși de acolo. Hai să vedem despre ce e vorba. Înainte să începem, vreau să spun că toate sfaturile au la bază principiul rarității. O să-ți dai seama imediat despre ce vorbesc. Primul sfat ca să nu ajungi în friendzone este să nu îi spui că o iubești. Lipsa de experiență te conduce să zici asta pentru că așa ai impresia că vei stârni mai mult interesul ei, când de fapt opusul se întâmplă. Mai de mult am întâlnit o fată care îmi plăcea foarte mult și mi se părea extraordinară din toate punctele de vedere, asta probabil și din prisma faptului că nu prea avusese multe relații înainte. I-am zis ce simt pentru ea foarte, foarte devreme, adică nici la 2 săptămâni de când începusem să vorbim, și ea încă nu era sigură ce simte pentru mine, dar ce e cert e că la 2 săptămâni după asta s-a despărțit de mine. De ce s-a întâmplat asta? Ei bine, la momentul ăla habar n-aveam, însă mai târziu mi-am dat seama de următoarea chestie. A fost prea devreme să ajung la o concluzie atât de profundă încât să-i spun că o iubesc doar după 2 săptămâni. Și asta i-a arătat ei că eram destul de disperat și că nu eram o provocare suficient de mare. Asta e tot ce a trebuit să fac ca să-l dau pe spate, să petrec o săptămână cu el, e mult prea ușor. La asta se gândea fata respectivă. Ce trebuie să știi tu e că există un concept numit principiul rarității, care spune în felul următor: cu cât un lucru e mai rar și mai greu de obținut, cu atât va fi perceput ca fiind mai valoros. Așadar, dacă îi dezvălui prea devreme unei fete ce sentimente ai pentru ea, se va gândi că a fost foarte ușor să te câștige și că nu ești un partener suficient de valoros. Și vei ajunge doar un simplu prieten pentru că ai un suflet mare și nu vrea să te piardă. Poți să-i spui că o iubești doar după ce ți-a spus ea prima, până atunci poți crede de asta, dar păstrează-o pentru tine. Al doilea sfat pentru a nu ajunge în friendzone este să nu vorbești cu ea toată ziua. Nu vorbi la telefon sau prin mesaje prea des, pentru că excesul omoară atracția, din nou vezi principiul rarității. Fă-ți treaba pe care o ai de făcut în fiecare zi și răspunde-i când ai timp, în loc să stai cu ochii în telefon ca să-i răspunzi după 2 secunde. Nu-ți neglija sarcinile pe care le ai de făcut zilnic doar pentru că ai întâlnit o fată de care îți place. Al treilea sfat ca să nu intri în friendzone este să nu-i cumperi cadouri scumpe. Băieții au impresia falsă că pot cumpăra iubirea adevărată făcându-i cadouri scumpe încă de la început, însă în opinia mea cadourile scumpe se fac la cel puțin un an de relație. Sigur, poți fi romantic să-i cumperi o floare sau o ciocolată la primele întâlniri, dar atât. Fetelor nu le plac băieții prea focusați pe relație, ori dacă îi cumperi cadouri scumpe încă de la început, asta înseamnă că investești prea mult prea devreme și vei ajunge în friendzone. Al patrulea sfat ca să nu te trezești în friendzone este să nu îți divulgi toate secretele. Când dragostea e prea mare la început, tinde să se desumfle foarte repede. De aceea trebuie să lași loc de mister. Ia-o mai ușor și nu-i spune totul despre tine, pentru că altfel va simți că nu mai are nimic nou de descoperit și se va plictisi. Iar tu vei auzi ceva de genul: mai bine rămânem doar prieteni. Trebuie să o faci să se întrebe: oare chiar mă place? Și această incertitudine e de dorit, pentru că dacă ar fi sigură că ești topit după ea, nu ar mai face niciun efort ca să te țină aproape. Iar ca să fie o relație sănătoasă, trebuie să existe efort din partea amândurora. Și în final, al cincelea sfat ca să nu intri în friendzone este să nu tolerezi lipsa de respect. Cu toții știm zicala: respectă și vei fi respectat, dar ce se întâmplă atunci când nu primești înapoi respectul pe care îl oferi? Ei bine, îi atragi atenția, spui ceva de genul: vezi că nu-mi place cum te-ai comportat. Și dacă comportamentul nu se schimbă, nu ezita să te îndepărtezi de acea fată. Trebuie să-ți cunoști propria valoare ca alții să te vadă ca pe un om cu statut social ridicat. În schimb, dacă fata cu care vorbești observă că poate face orice din tine, din nou nu te va vedea ca o provocare destul de mare ca să fii partenerul ei și te va vedea ca pe un simplu prieten. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, și să-mi dați un follow la EdiAdvice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi lăsați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, că eu voi încerca să vă ajut. Și acestea fiind spuse, eu am fost Edvice sau Edi și până data viitoare, nu uita, pune eu reușită, nu rateu. Pa, pa!